Uzina mecanică Sadu va avea un nou director. Este vorba de directorul tehnic de la Romarm, Marian Gâlceavă, care va lua locul lui Ștefan Danciu. Principalul obiectiv al acestuia va fi încheierea de contracte pentru a scoate unitatea din criza în care se află. Va fi numit un director interimar, directorul tehnic de la Romarm. Va analiza problema stocurilor, că sunt produse, dar e vorba de prețurile la care au fost produse, cum trebuie să le elimine și să le livreze. Nu știu dacă le mai livra la prețul de producție, dar stocul e mai, pierderea mai mare dacă îl ții acolo și nu-l vinzi și nu iei pe el. O să fac o analiză din această competentă și evident, faza următoare este aceea de a avea noi contracte. Ion Călinoiu s-a întâlnit cu directorul Romarm pentru a găsi o soluție pentru uzina mecanică Sadu. Uzina mecanică Sadu, să vă despre mașina pe pastii? Nu de azi. A fost aici directorul Romarm. Am stat de vorbă la modul cel mai serios și acolo. Nu de azi. Este vorba de un management defectos. Este o fabrică de care va avea nevoie în continuare, nu numai Gorj. Președintele Consiliului Județean i-a transmis șefului Romarm să facă tot posibilul pentru a evita concedierile. Zis așa, să nu dea dracu să aud că pleacă un om acasă. Și atunci, acolo trebuie făcută ordine, că îmi spunea directorul Roman, domnule, dar cum e posibil? Unii care lucrează tot așa la birou și vis-a-vis de măsurile pe care le-a unii de eliminarea birocrației prin aducerea personalului TESA în producție, acolo iată cum e. Ei care lucrează la birouri își ia salariile 70%, ei care lucrează în producție își ia salariile 30%. În cadrul uzinei mecanice Sadu își desfășoară activitatea peste 900 de angajați.